tu ce ai face dacă ai fi în situația mea și cu un băiat te-ai simți mai liniștită, iar cu celălalt băiat tu ai simți o scânteie mai mare? Dar eu nu vreau să-ți dau cartea. Dar nu vreau să-mi dai cartea, oricum, cartea mea poate eu deja o am. Nu știe nimeni dacă eu am sau nu. Foarte de fapt, nu, știe doar Virginia. Nici măcar nu e o carte, e un... spre cine tind mai mult. Dar oricum nu o să zic. Fiindcă chit că poate știe Virginia, chit că poate nu știe nimeni. Eu vreau să am siguranța că o ai tu deja, fără să zic eu ce mi-ar plăcea mie să aud. Da, dar sunt și eu curioasă, că nu știu. Nu e chiar așa de ușor. Uneori lucrurile ți le complici tu singură. Trebuie decât să cauți mai multe răspunsuri. Tu ai o grămadă de întrebări acum, evident, pentru că dacă nu știi ce decizi să iei, înseamnă că ai întrebări. Ai nelămuriri și... Uite, tu în momentul ăsta poți să zici 100% că tu ești interesat doar de mine din casă? Nu-mi plăcu ezitarea asta. Mă gândeam în momentul ăsta. Da, în momentul ăsta. Da. Păi, dar în ce moment trebuia să mă gândesc? Ce? Nu încerca să... Eu pot să-ți răspund. Gen, eu m-am gândit în momentul în care am intrat în casă, cine mi-a atras cel mai mult atenție și dacă ar fi fost... Și cine ți-a atras cel mai mult atenție? Mie, ți-am spus, am ținut cont de aspect, bineînțeles, tiparul meu, că am un tipar, și în tiparul meu te încadrai tu, Virginia și Roberta. Da, știu că mi-ai zis asta și la camera. Și tu m-ai transmis din prima, prin energie, mai multe chestii. De ce nu vezi greșeala și la tine? Păi ok, dar nu mi se pare o greșeală ieșită din comun. Păi nu e ieșită din comun, dar... și oricum gândul tău văd că ți-e numai la voturi. În primul rând, gândește-te. Nu e la voturi, s-a dat discuția, că voi ați glumit, că okay. Sau băieții, pleci în gală, pleci în gală. Da, pleci, și care e problema? Nicio problemă, că nu pleacă nimeni de aici la tăiere. E normal să-ți dorești să rămâi. Dar tu, dacă ai fi acum fată, pe cine ai vota dintre băieți? Cu cine nu aș putea să am vreodată vreo interacțiune? Scurt. Nu prietenie, nu, că n-am venit aici să ne împrietenim. Păi uite, cum eu... am spus-o nu. Și în gală când am votat-o pe Andreea. Auzi, simt că nu e persoana cu care aș putea să am vreo interacțiune vreodată. Nu mă interesează. Bun. Că ea are sau auzi, nu are interacțiune. Stai puțin. Eu, în locul meu, pe cine ai vota? Că eu știu că în afară de... Nu știu. Nu pe mine, nu sunt eu un exemplu bun. Pe Robi l-aș vota. Nu, Ștefania. Așa. În afară de Cosmin, știe, nu știe, Ștefania, în afară de Cosmin știe că nu poate să aibă altă alternativă, da? Nu vrea, mă rog. Pe cine să voteze Ștefania? Pe cine să voteze Ștefania? Da. Tot o persoană care nu... Ce? Păi care? Dă nume. Dintre voi. Care nu se vede cu ea... cu ea vreodată sau nu îi strânește vreun interes. Bun, cine? Dar nu poți dau nume, nu știu. Păi și dintre persoanele alea poți să faci și tu parte. Probabil. Nu că probabil, te asigur eu că da. Ok. Păi votați Julie. Julie, pe cine să voteze Julie? Mamă, mă pui să... Păi, fiecare tu, face omule, ce simte, eu ți-am spus... Păi atunci, de ce judeci o alegere? Dar nu v-am judecat pe voi. Dar așa se interpretează. Nu se interpretează nimic. Acceptă faptul că eu, dacă te votez și oricare fată, te votez că așa vreau eu, că nu te văd ca un potențial, nu știu ce, și că sunt mai apropiată de alte persoane. De ce nu accepti chestia asta? Păi accept chestia asta, nu dar în situația de față se vede altceva. Ce? Las, păi hai să închidem, păi, subiectul. Lasă. Păi degeaba, că avem păreri diferite, ne certăm. Păi nu, că el are impresia că tu ești influențată de mine. Hai mă, fata, no, vezi niște de discuție acolo. A, nu. Păi las-mă că abia reușesc să vorbesc eu cu el fără să mă enervez. Păi deja ești nervos. Măi, dragă, tu vezi cum așezai aici și vorbi foarte calm și reuși să mă scoți din pepe. E șerpoaică, e șerpoaică. Sunt șerpoaică? Nu, e șerpoaică. Cine? Bă, știi cum m-am simțit ieri? Nu știu dacă am putere în cuvinte să vă explic, că explodez, frate. Și cum era? Zim tu, cum era? Ascultă-mă, dacă nu era cearta... Și totuși trebuia, dacă să, nu aveai cearta totuși cu Gagea, trebuia să rămân sau așa. Sau discuția pe care ai avut-o, nu zicea, cred că te deranja. Nu pot să cred ce s-a întâmplat, nu e adevărat, nu pot să cred, nu e adevărat, nu pot să cred, nu e adevărat, ziceam. Vorbeam cu mine, mă, ești nebun? Vorbeam cu mine.
mă ascult, dacă tu nu te ieșiteai cu Adrian, nu cred că te deranja chiar atât de mult. Că omul poate și exprima interesul, dar eu nu am realizat și nu am conștientizat până când nu am terminat aici treburile, frate, care a fost intenția lui. Eu asta mă uftica pe mine, asta mă uftică pe mine cel mai tare, că el a vrut să-mi facă mie un rău imens ca să rămână el aici. Dar știi care e chestia? Ăsta e contextul. Că el a văzut că eu sunt vulcanic și astea să mă provoace, normal. Dar stai cu mine. Vezi că și fetele au venit cu teoria asta. Păi, dar noi asta am vorbit. Da, noi ne-am gândit fix după ce am ieșit în camera roșie. Asta ne-am gândit. I-am zis, nu. Înseamnă că el a fost atunci... Dar cât de departe s-a gândit omul? Și când a început să plângă, el a plâns din alt motiv. Nu din momentul nostru, da. Sigur că el a plâns că... Cred că a simțit că o să plece. Da. I-a intrat într-o panică și... Și a făcut un moment. A făcut un moment, artistic. Da, exact. Nu știa cum să dea. Măi, Gagea, zisești că e vorba de altceva. Despre ce e vorba? Ce spui? Mă fac să mă ridic și păi zicei dar... să fiu cu bun simț, să nu okay, te las okay, să stai am înțeles, singur, dar m-am... Da, o să mă ridic și o să plec. Ok, am înțeles. M-am dus cu gândul, am intrat cu ea în discuție. Spune și... Spune, mai omule, până la capăt, care e problema și te deranjează, că nu înțeleg. Dar n-am venit că mă deranjează ceva. Spune, care e problema ta? Ai zis că e vorba de niște lucruri pe care nu vrei să le spui. Spune-le acum, că poate noi suntem toți bătuți în cap și nu dar înțelegem. Dar n-am spus asta, păi n-am spus asta. Păi fă-mă pe mine să înțeleg. Păi ți-am spus ceea ce cred eu că se întâmplă. Ce? Ți-am explicat mai devreme. Ce? Mai explică-mi odată. Mamă, Virginia, păi ți-am explicat. Mai Bogdan, eu nu pot să vorbesc. Bogdan, tot la Bogdan ți-ai gândit și ție. Scuze, gata, am explicat, frate, păi jocul ei. Ți-am explicat ce jocul joc? Ei. Și tu nu înțelegi că nu e vorba de un joc? Nu e vorba de un joc, ok. Lasă-mă, că nu. Încerc să vorbesc, frate, în casa asta, dar nu pot să. Fiecare dintre noi a avut în trecut o experiență care scuze, poate l-a dacă... lăsat. Un par de apă, pot să iau și eu măcar? Ce faci, Julie? Bine, tu? Mă cert. Păi de ce te cerți? Păi dacă reușești păi dacă... să te ceri și cu păi... mine, Gagea, e păi grav, dacă lumea încearcă să te... Că eu încercai tocmai să te ajut și să vorbesc cu tine, dar nu am cu cine. Învață să vorbesc, să te exprimi, spune ce ai de spus, spune cu subiect și predicat, nu te apuci păi să arunci cu niște bombe și după a că nu mai zic, a că nu știu ce. Îți repet, dar cine o să te voteze în gală? O să te voteze pentru că așa vrea fiecare da, în parte? Da, normal, nu din cauza normal. Rebecca, e scurt. Bine. Eu, colega ei de cameră, Rebecca nu și-a permis niciodată să-mi zică pe cine să votez în gală. Dar ca nu, idee. Dar ea n-a zis nimănui cum să voteze, dar joacă un joc. Ce joc? Aveți? Nu, că deja mă strică Gagea oricum. Da, ce joc? Lăsat, bă. Stai noi aici. Ce joc? Nu, joc? A venit situația. Ah, ok. Ce joc? Joc. Hai că v-am întrerupt, scuză-mă puțin. De ce arunci cu acuzații și după pleci? O să da, fii băiat era într-o discuție, să duci nu o discuție. Mă bag. Dar era într-o discuție, nu mă bag. Păi oricum deja vrei să te băgași. Vrei să zici n-am ce să mai zic. De ce nu zici? Păi ce vrei să zic? Păi dacă mă acuz de o chestie, dau până la final. O să-ți spun la momentul potrivit. Deci tu ai zis cu gura ta că eu nu influențez să te votez. Atunci ce joc eu? Am zis că nu influențezi, am zis că influențezi. Cu ce? Cu jocurile tale. Păi dar eu nu le-am zis la niciunul să te voteze. Dar nu trebuie să zici. E destul să... Zice, auzi, zisă că tu îți bagi joc de Bogdan. Dar știi că dacă ți-ai bate joc de Bogdan, tu prin asta... În gala în care a plecat Andreea, de ce l-ai votat? Dacă ți-e simpatic. Că Antoni nu era. Pentru că atunci nu era simpatic. A, ne schimbăm așa de la păi o zi la alta. Păi normal că te schimb, că poate n-ai femeia cum. A văzut când ceva la el și un om îmi simpatizez, când nu-l mai simpatizez, nu-l mai simpatizez niciodată. Nu-i adevărat, vezi că chestia mea cu Bogdan continuă de 2 luni. Am început prin a nu ne suporta și am aruncat și câteodată niște glume care nu au fost ok. Și după încet, încet am început să ne simpatizăm. Care este problema ta? Da. Dar nu e problema mea asta. Tu l-ai votat pe Antoni ca să faci un joc, ca să te răzbuni. Și eu nu am voie să votez un om care mă cert. Auzi, mă, Rebecca, ascultă-mă. Dar nu, eu nu supăr că o să mă votezi pe mine. Zice că tu acum te apropii, ai zis și de Antoni și de Bogdan. Și că automat noi nu mai avem variante de vot din cauza ta. Și tu crezi că eu am zis de Bogdan și de Antoni ca să le oblig pe fete să te voteze pe tine. O să vedem cum pleacă Bogdan și după mine și o să fie frustrat din cauza ta. O să vedem. Ce faci, mă? Băi, că te joci. Să zici mă, că-ți dă-te. Nu mi-a mers. Cum adică? Cum n-ai, bă? Asta nu merge. Zic cum adică.
Zi! Auzi! Hai să-ți cânt ceva, îți cânt ceva. Nu, că n-ai voce. Zi, cum? Am voce, cred. Cum adică? Ia ce parfum ai. Ce bine miroși. Merge ăsta pe voce. Cum adică? N-ai tu pe-o? Zi, cum adică? Ai simțit vântul în vreun moment că mă pierzi? Da, ți-am și spus. Pentru că mi-ai părut foarte, foarte serios în gala aceea. Păi eram foarte, foarte serios. Cum nu te-am mai văzut niciodată. Eram distrus, eram dezamăgit. E prima oară când am văzut latura aia ta. Păi ți-am zis, eram și eu dezamăgit. Adică eu am așteptări foarte mari în ce te privește și... niște chestii din astea, îți dai seama că... Mi-a năruit tot ce credeam și tot ce aveam în minte. Mm.